în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii, în oraș Florești cu o vizită de lucru a sosit Ministrul Tehnologiilor Informaționale și a Comunicațiilor Alexandru Olejnic. Voi avea primire cetățenilor, la care vor fi abordate mai multe probleme din partea cetățenilor. Domeniul de care astăzi Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor își îndeplinește funcțiile este destul de larg. În componența Ministerului astăzi se află Poșta Moldovei, se află Centrul Resurselor Informaționale de Stat, întreprinderea Registru și, desigur, serviciile care sunt prestate de întreprinderile date. Una din problemele care a fost pusă în discuție este cea a pașapoartelor biometrice, care exclud falsificarea actelor, ce este o cerință foarte importantă pentru oricare cetățean și țară. Mă opresc la o problemă care foarte mult vehiculează în societate și ține de pașapoartele biometrice și obligativitatea eliberării la așa fel de pașapoarte. În primul rând vreau să menționez că pașapoartele biometrice exclud falsificarea pașapoartelor, ce este o cerință foarte importantă pentru orice cetățean și pentru orice țară. În afară de aceasta vreau să menționez că noi tindem și s-au început negocierile cu Comunitatea Europeană în direcția liberei circulații a cetățenilor Republicii Moldova în țările europene, dar una din condițiile comunității europene este trecerea la pașapoarte biometrice, care, într-adevăr, va asigura posibilitatea ca pașapoartele să nu fie falsificate și ca să conțină toate datele ce ține de cetățean și să fie introdusă în pașapoartele biometrice. Pașapoartele biometrice prezintă un pașaport obișnuit, dar care noi îl avem deja, dar conține un chip electronic în care se conține fotografia electronică, amprentele digitale și toate datele. Datorită pașapoartelor biometrice care vor ieși în vigoare pe data de 1 ianuarie 2011, cetățenii vor putea pleca peste hotare fără viză.